Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Este Iisus Domnul vieții tale? Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn. Roman capitolul 10, versetul 9. Pentru a deveni creștin trebuie să faci două lucruri. Primul, trebuie să-L primești pe Iisus ca mântuitor al tău. Al doilea, mult mai dificil, trebuie să-L faci pe Iisus Domnul tău, șeful incontestabil. Fiecare dintre noi are un eu suficient de mare pentru a-și dori să fie în control. Și tocmai această latură din noi trebuie răstignită zilnic. Răstignirea este una dintre cele mai dureroase morți pe care o poți experimenta, întrucât moartea este lentă și cumplită. Câtă vreme eu-ul tău mai are suflare, el se va ridica și se va lupta pentru control. Când îl faci pe Iisus, Domnul vieții tale, renunți la control în toate domeniile. Astfel, 1. Iisus, nu tu, va decide unde mergi. 2. Iisus, nu tu, va decide prețul pe care l-ai de plătit. 3. Iisus, nu tu, va decide ce vei deveni. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Matei capitolul 13, versetele 45 și 46. Să remarcăm cuvintele, tot ce are. Dacă vrei să afli ce preț ai de plătit pentru ca Iisus să devină Domnul vieții tale, trebuie să știi că te va costa tot ceea ce ai. Negustorul a prețuit atât de mult mărgăritarul încât a considerat că merită orice preț va trebui să plătească. Așadar, iată întrebarea. Ce valoare dai tu relației tale cu Hristos? Acest om a crezut că răsplata va fi mai mare decât investiția. Crezi și tu asta? Mântuirea e gratuită, dar faptul de a-L face pe Iisus Domnul vieții tale îți cere să-I predai Lui tot ce ai. Ești gata pentru asta? Ești dispus?